Zona liberă Giurgiu ar trebui să rămână în subordinea Consiliului Local. Este opinia președintelui PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan. Din punctul meu de vedere, nu este nicio fel de problemă de legalitate. Legal este să fie și la Consiliul Județean, și la primar. Ca dovadă că întâi transferul s-a făcut la Ministerul Transporturilor la Consiliul Județean. Însă, nu îmi place și nu accept ideea de a juca ping-pong cu instituții atât de importante. Cu atât mai mult, cu cât în ultimii 2-3 ani, de când sunt eu aici, la conducerea unei dintre ele, a fost un lider marcant acum la Consiliul Județean, care reclamează și vrea zona liberă la Consiliul Județean. Și atunci când eu spuneam că prin zona liberă vezi doar ce trebuie fiind fără stăpân, spunea că merge bine. Trecerea zonei libere la Consiliul Județean a făcut obiectul unei hotărâri adoptate de administrația județeană pe 9 august. Ulterior, primarul Nicolae Barbu a anunțat că se opune acestui proiect, arătând că zona liberă trebuie să rămână la municipiu.